Din titlu, într-adevăr, cumva sugerez partea aceasta de intimitate pe care am încercat să o redau privitorului. Am personalizat foarte mult orașul, l-am făcut personaj și cumva am, cred eu că am reușit, pentru că am observat din cei care au intrat în expoziție, l-au găsit altfel de cum îl știau ei. Și poate că am reușit să redau un pic din caracterul ăsta și enigmatic și fascinant al Bucureștiului, pe care eu îl resimt zilnic. Este un oraș urât, dar și frumos, nu? Și contrastele pe mine mă atrag și mă inspiră foarte mult. Ceea ce este aici, probabil, e rezultatul acestei fascinații pentru un personaj fascinant, Bucureștiul. M-am gândit că, gata, este ca un membru de familie și, uite, îi fac un album foto. El este acum într-un album foto. Panotarea de tipul ăsta reamintește și cum se decorau pe vremuri interioarele, cu fotografia bunicului, bunicii, cu membrii vechi dintr-o familie și cu membrii noi, nepoți foarte mici, nu? Pe care îi știm cum bunicii noștri așezau pe perete. Și toate, da, să zicem, un stencil, un graffiti mic, cum este o vulpe, de exemplu, pentru mine e nepoțelul, da, e viitorul, da, sau un detaliu de fereastră sau de burlan vechi e unchiul cel de 86 de ani, ceva de genul ăsta, deci cu treaba asta m-am jucat. Sunt traseele mele zilnice, casă, job, cumpărături, vizita la nepoți, da? Și nu am premeditat Bucureștiul ca parcurs fotografic. Aici este un București care îl văd eu zilnic și revin foarte des pe aceste rute și trasee. S-a modificat, pot să spun, în ultimile 2-3 zile. O ușă pe care am fotografiat-o mai puțin de o lună, o ușă interbelică extrem de frumoasă, acum este înlocuită cu un termopan alb de plastic.